Bunet, dragi prieteni și prietenii canalului meu și cei abonați care v-ați abonat până acum, urcăm la 1910-1950, coborâm la 1900. Bine ați venit și continuați să vă abonați undeva în zona asta, ați găsi unde trebuie să vă abonați, dacă nu undeva în partea asta, aici mai jos puțin, scrie acolo abonează-te. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru asta și astăzi mă gândesc să vorbesc despre Ernesto. Ochii din umbră. Ernesto, faci foarte bune emisiuni și nu vreau să vin ceva împotriva ta, contra ta. Nu vreau să fac chestia asta deloc, nici pe departe. Dar omule, fă ceva care să fie adevărat, nu actori foarte bine, oameni care i-ai prins, oameni care simpli, oameni care se întâmplă în viața de zi cu zi. Nu scenete și oameni și oameni pe care tu sau emisiunea ta îi plătește, și, oricum și pe tine te plătește, este adevărat. Și mulți oameni sunt duși în eroare. Este frumos, este acolo frumos că vezi ceea ce se întâmplă, adică între ghilimele, să spunem așa, între ghilimele, sunt infidelități, dar nu sunt infidelități adevărate, pentru că sunt actori foarte buni. Sunt actori care sunt plătiți pentru a face asemenea lucruri. Atunci nu sunt lucruri adevărate. Nu știu de ce o faci. Pentru ce o faci? Pentru public. Ai public foarte mult și foarte multe persoane. Tu, poate te uiți acum la mine și peste puțin timp te uiți la Ochii din Umbră, la Ernesto. Nu este ceva real. Ne place lucrurile care nu sunt reale. Oameni buni, lucruri reale. Eu nu spun să nu te uiți. Te poți uita și tu, și eu mă uit. Nu spun să nu te uiți, dar nu este bine, nu este bine să ne uităm la asemenea lucruri în real, adică sunt lucruri pe care nu sunt adevărate. Ne umplem mintea cu lucruri pe care de multe ori le putem renega, adică să zicem, ce nu-mi pare că m-am uitat sau uite ce-o făcut și aia. Este adevărat că este bun puțin, adică să ne imaginăm că când înșelăm pe cineva, pe soțul nostru, pe soția noastră, cel care suferă cel mai mult este partenerul înșelat, adică dacă soțul se duce cu una, soția suferă cel mai mult. Dacă soția se duce cu unul, soțul suferă cel mai mult și dacă sunt copii, cel mai mult copii. Asta este viața reală care suferă cel mai mult. Și viața reală, când se întâmplă asemenea lucruri și se întâmplă foarte multe, acolo se vede durere și enorm, durere foarte mare. Ernesto, fă emisiuni cu oameni simpli, oameni care s-au întâmplat și ți-au cerut ție acest serviciu. Nu cu oameni care îi plătiți, actori care îi cunoaște la televizor, persoane care sunt bine puse în rol și așa mai departe. Nu cu asemenea persoane. De ce vorbesc despre tine, Ernesto? De ce vorbesc despre tema asta? Pentru că persoanele sunt duse în eroare. Adică noi zicem, wow, ce s-a întâmplat? Wow, ce s-a întâmplat? Vai de mine, wow, fii atent, locuiești și pe asta, ce-o făcut și aia? Dar sunt scenete. Sunt lucruri puse bine la punct de către emisiune. Așa că mult succes în continuare, pentru că ai foarte mulți abonați și continui tot așa, dar cu lucruri adevărate, lucruri simple, lucruri pentru oameni, lucruri care se întâmplă cu adevărat. Și tu, prieten drag, care te uiți la mine, nu uita să te abonezi. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți pe Facebook, pe pagina mea de Facebook și la fel în acest canal. Suntem puțin, 1000 și ceva, cum am spus la început, urcăm la 1950-2000, coborâm la 900, iar abonați-vă. Dacă doriți, bineînțeles, distribuiți mai departe videourile. Sunt și alte videouri mai jos, undeva în acest canal, în pagină, diferite bancuri, așa că urmăriți-le pe toate. Până pe data viitoare, eu vă spun, dragi prieteni, la revedere!